Sorin Oprescu le promite pensionarilor din București o bătrânețe mai ușoară. Primarul capitalei s-a întâlnit cu zeci de bucureșteni ajunși la vârsta a treia și a asigurat că le va da ajutor în continuare celor cu pensii mici, măcar pentru medicamente. Iar celor rămași fără case le va asigura un trai decent. Zeci de pensionari din capitală au așteptat ca pâinea caldă întâlnirea cu primarul Sorin Oprescu. Fiecare a venit pregătit să pledeze pentru problemele sale în fața edilului general. De ce nu vii până la mine? Păi, dar nu mă primiți decât o dată la un an. Când vin la audiență, că trebuie să aveți încredere militar. Sorin Oprescu l-a promis o viață ceva mai ușoară dacă va câștiga un nou mandat la primăria capitalei. Edilul șef i-a asigurat pe bătrân că va continua să aibă grijă de ei, exact cum a făcut și până acum. Am adunat în parcuri aproape 180 de oameni între 70 de ani și 86 de ani. Oameni dați afară din case pe legea 10. Am găsit locuri să pot să trăiască în condiții civilizate, îndrăznesc eu să spun, aproape 1000 și ceva de ori. Sorin Oprescu a făcut apoi apele la câteva glume ca să-i convingă pe oameni să vină la vot. Știu foarte bine care sunt discuțiile de vineri după amiază. Hai să mergem, dragă, la casa de la Breaza. Dragă, dar duminică sunt alegerile. Hai că poate l-ajutăm și pe Sorin. Asta, dragă, n-ai văzut sondajele. Ies ăștia oricum. Nu cred că asta este soluția. Printre cei care au aplaudat discursul lui Sorin Oprescu a fost și Crin Halaicu, fost primar general al capitalei la începutul anilor 90. Nu, eu vreau și un moșnec slăbenom. Slăbenom? Eu zic la soșa că nu...